Cum să nu ai judecat în inimă pentru cei din biserică pe care îi vezi zgârciți? Da, este adevărat, sunt oameni zgârciți, dar nu trebuie să păstrezi în inimă nimic. Dacă vezi că oamenii aceștia sunt zgârciți, roagă-te să-ți dea Dumnezeu înțelepciune ca să știi cum să le vorbești la oameni. Cum să le vorbești la oamenii aceștia să-i ajuți să depășească? Pentru că zgârcenia asta este o pedeapsă și pentru cel care este zgârcit. Este vedeți, cel zgârcit totdeauna este în lipsă, totdeauna nemulțumit, totdeauna îngrijorat că nu-i ajunge, că nu o să-i ajungă, nu se poate bucura de ceea ce are. Omul zgârcit, el singur nu se poate bucura de ceea ce are și cu atât mai mult nu se pot bucura nimeni. Omul zgârcit nu poate zidi relații. Nu poate nici cum zi de relații, nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii. Este o piedică pentru el. De aceea, dacă îl puteți ajuta pe omul acesta zgârcit pe care îl vedeți în biserică, dacă îl puteți ajuta ca el să depășească starea asta și Dumnezeu să vă dea înțelepciune, dar dacă îl puteți motiva să vină la un grup de studiu biblic, să știți că Dumnezeu, pe măsura în care el va studia Scripturile, Dumnezeu îi va modela inima, va crește credința lui, va învăța să-și pună nădejde mai mult în Dumnezeu, să nu fie zgârcit, să nu se îngrijoreze, să fie generos. Că așa ne învață Dumnezeu să fim generoși și Dumnezeu își găsește plăcerea în oamenii care sunt generoși. Deci nu țineți judecat în inimă, dar gândiți-vă, rugați-vă, cum îl puteți ajuta pe omul acesta zgârcit ca el să nu mai fie zgârcit? Pentru că, încă o dată vă zic, este un chin pentru el și un chin pentru cei care locuiesc cu el.